zilele alea în care toate babele din sat s-au vorbit ca ție să nu-ți meargă nimic. Bine? Dar asta nu o să te oprească pe tine, Ane, să faci vlogul de marți, nu? Nu! M-am chinuit 10 minute să-mi pun background-ul ăla cu vlogul de marți. Singură, cu scotch, tot dulapul ăsta, ținând picioarele așa. Și când a fost gata, background-ul a decis să urineze pe mine. That was a failure of epic proportions. De la întâlnirea oficială de la Alba Iulia, o surpriză pregătită de prietenii mei. Aici scrie Fan Crazy Olanda for Life. Aici scrie Mircea Badea se uită la vlogul de marți, pentru că se uită. Bună, Mircea. V-am zis, frate, cu babele să-mi bag. Dacă ai putea, te rog să mă lași să-mi fac vlogul. În vlogul de astăzi o să vorbesc despre ce m-au învățat sărbările școlare, pentru că ieri am avut o revelație și mi-am dat seama că eu de fapt am devenit videoblogger, pentru că în timpul școlii niciodată nu primeam rolul principal în spectacolele și sărbările și piesele în care eram distribuită. Și probabil toată chestia asta m-a frustrat foarte mult și am ajuns, uite, acum la 10 ani aproape diferență, să am propriul meu spectacol și propria mea sărbare, in your face, doamna învățătoare, și in your face, doamna dirigintă, și in your face, trupa de teatru, pentru că eu centrez, eu dau cu capul, eu mă filmez, eu pun background-ul mai mult sau mai puțin bine, eu editez, eu îmi fac scenariu, eu pui mei. Dar învățătoare, mă scuzați pentru in your face-ul ăla. A fost doar ca să mă dau mare în fața prietenilor mei de pe internet. Bun, deci sărbările școlare, people, sărbările școlare. Ar fi trebuit până la vârsta asta să fi fost implicat într-o sărbare școlară, deci clipul ăsta ar trebui să-ți placă pentru că o să te regăsești și dacă te regăsești o să te rog să dai un like pentru că like-ul înseamnă regăsire pentru toți vloggerii. Ajutați, o ai rătăcită. Toți suntem egali! Bine, nu chiar egali pentru că unii primesc rolul principal și alții nu, dar ideea e că toți trebuie să fim implicați într-o chestie. Nu exista copil care să nu fie luat parte la sărbarea școlară, nu? Toată clasa trebuie să fie acolo, toți copiii trebuie să aibă un rol, fie că ești o albină și îți face maică-ta din hârtie glase niște antenuțe, fie că ești o floare, fie că ești un copac și toată sărbarea tu stai așa. Ideea e că toți în timpul sărbării suntem o comunitate și toți la final primim cadouri. Adică efortul nostru mai mare sau mai mic, oricum e răsplătit la final, pentru că părinții sau profesorii sau doamna învățătoare sau Moș Crăciun sau iepurașul sau nu știu ce vine la finalul sărbării cu câte o sacoșică pentru fiecare, chiar și pentru copiii care nu și-au învățat poezia. Deci ce învățăm din asta? Că nu contează, practic, ce rol ai în viață. Nu cred că găsesc nicio concluzie la chestia asta. Părinții noștri și bunicii noștri o să fie mândri no matter what. Bine, și aici e discutabil, pentru că după aia o să crești, o să ți se ceară chestii și o să aibă lumea pretenții de la tine. Da, ideea e că în timpul sărbării părinții tăi o să fie mândri de tine, chiar dacă rolul tău e să stai ca un copac toată sărbarea, ei o să uite doar la tine și o să te filmeze o oră în timp ce tu stai ca un copac acolo și aștepți ca toți copiii care au primit roluri mai mari ca tine să-și termine poezia și partea și după aia să vă luați cadourile și să vă mâncați dulciurile și plecați acasă. În viață o să ai parte de cele 15 secunde de faimă. Chiar dacă ți s-a dat o singură replică în tot spectacolul ăla și trebuie să zici bună ce faci, în momentul în care vine rândul tău, bună ce faci ăla o să fie cea mai bună replică din viața ta și nu o să fii încadrat chiar în personaj să zici bună ce faci, o să fii bună
ce faci? Pentru că alea sunt secundele în care tu poți să captezi audiența și alea sunt secundele în care tu poți să te faci remarcat și alea sunt secundele pe care părinții tăi o să le arate filmate generațiilor viitoare și prietenilor care vin în vizită și uite ce rol minunat a avut copilul meu în spectacol! Vrei, nu vrei, o să înveți să dansezi, pentru că fiecare strâmbare și fiecare spectacol are un număr de dans, un număr de dans alcătuit din niște mișcări din anii 70 pe care le înveți de la un coregraf din ăla care a făcut parte din cenaclul dansatorilor de când părinții tăi erau tineri și acum predă dansuri moderne. Da, știu, pui mei, am niște frustrări, ok? Am niște frustrări. Cele 15 secunde de faimă de care vorbeam la punctul anterior o să-ți folosească foarte mult aici. Pentru că dacă nu o să ai talent sau nu o să se prindă dansul ăla de tine sau pur și simplu vrei să îi trolezi pe aia care se străduiesc prea mult, tu dansează complet diferit. Tu fii în filmul tău, fii tu pe partea ta. I'm gonna pop some tags on și tot să-ți fie, yeah, și tu. Și atunci toate camerele de filmat o să te filmeze doar pe tine și o să te pună pe YouTube și o să devii viral și o să te cheme oameni super celebri în emisiunile lor. Hai, val! Există dive peste tot. Serios, din clasa 1 ai avut o divă în clasă. A continuat în liceu când erau copiii ăia cu părinți mai bogați care cotizau foarte bine la fondul școlii, fondul clasei, fondul de rământ și fondul de tem și fondul artiștilor plastici. Cotizau la toate fondurile și atunci bieții profesori sau învățătorii sau whatever, cine mai era pe acolo, nu își permiteau să nu distribuie mica noastră divă în spectacolul respectiv, pentru că s-ar fi supărat părinții care, bă, pui mie, am dat un ban, da, vreau să văd aici, vreau să aibă cea mai frumoasă strofă din poezie. Sau divele celelalte care se străduiesc foarte mult și care își însușesc numărul ăla ca pe rolul vieții și te nebunesc oricând, e pauză, se sună de pauză, ia vino, vino repede să mă vezi cum exersez coreografia, trebuie neapărat să-mi iasă coreografia asta, că avem serbare în 6 luni. V-am mai zis că am niște frustrări? Asta a fost tot cu vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut și vreți să ne regăsim și eu să mă regăsesc și eu să-mi rezolv din nefericirile din copilărie, vă rog frumos să dați un like și un share pe rețelele voastre sociale. Eu am fost Ana Marie, ne vedem vineri cu un extra de vineri. Să ai o săptămână bună și ciao!